Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare, mamă, mungeați, eu sunt Dani și bine am găsit la un episod din seria noastră de Andy reacționează astăzi. După cum bine știți, bine, nu aveți de unde să știți, dar o să aflați pe parcursul acestui videoclip. Reacționăm din nou la videoclipurile domnului Radu. Mai sunt câteva videoclipuri la care nu am reacționat bine, sunt mai multe, dar multe au piese și astăzi o să reacționez la unul cu piesă. Să vedem dacă avem noroc și nu ne dau ăștia de monetizare sau claim sau mai știu eu ce. O să... Și pui mei, mi s-au încurcat tendoanele la mâne, ești nebun la cap. Sunt de pe carantină, după cum bine știți, am dar ce-am terminat de filmat niște episoade, să facem un episod de reacționează, urmat de un vlog și de mai știu eu ce. Știu că acum trebuia să apară episodul de Far Cry, dar îmi pare rău, n-am cum să-l fac, pentru că durează o oră jumate să-l filmez, încă o oră și ceva, încă 20 de minute să-l editez și încă o oră și un pic să iese din editor și încă vreo 50 de minute să proceseze pe YouTube. Asta înseamnă cel puțin 4 ore și n-am cum să filmez. Hai să dăm drumul să vedem la ce reacționăm astăzi. Nu uitați să apăsați un like dacă vă place seria noastră de Andy reacționează și hai să vedem. Prima și prima oară aș vrea să reacționăm la Șoc și groază, Andy versus Virus. Fiți atenți aici. Ia să vedem. Bă, ce se aude așa încet, mă? Bă, Radule, ce le faci, mă, la videoclipurile ăștia, mă? Se aude așa încet. Ah, era din cauza mea. ...torit în același avion cu femeia depistată săptămâna trecută cu temutul virus. Acestea vine în aceeași zi în care primul pacient testat pozitiv a fost externat. În timp ce autoritățile anunțau al patrulea caz de coronavirus, la Timișoara medicii se îndreptau deja spre bărbatul infectat. Chiar în aceste momente, o echipă mixtă formată din pacienți și medici au ajuns... Bă, ce miște, când te gândești că sunt eu protagonistul. ...unde urmează să îl ridice pe bărbat și să-l ducă la spitalul de boli infecțioase. Salut, un cadou. Păi pentru ce? Venim tocmai din Rovine. Doar că, surpriză, medicii l-au găsit în pragul casei fumând. Și eu acum l-așteptam pe Rovine. Aoleo, ia-te-l pe grasul, medicii. Luarea pacientului din Timișoara s-a transformat brusc într-o misiune dificilă. Nu mă uitați! Bă, e bună, m-am ales aici cum începe. Virus este vorba despre un bărbat de 47 din Timișoara. Omul a călătorit în același avion cu femeia de pe cu femeia, cu mergea. Vestea vine în aceea în care primul pacient testat pozitiv a fost externat. Poliția! Anunțau al patrulea caz de coronavirus. Poliția! Bă, mișto, bă, Radule, fă mai multe videoclipuri de genul ăsta, că-s mișto. Bine că știu că uneori n-ai material și nici inspirație, dar mai fă-i pe bune, că sunt prea mișto. Hai să vedem următorul. Ia să vedem. Andy se mișcă pe beat parodie. Atenție! Nu am putut pune original din cauza la copyright, da? Că nu pică. Niciodată și ci că e frică de moare. Că nu pică. De ce nu cazi jos? Poți să-mi zici și mie de ce nu cazi jos? Deci poți să-mi zici și mie de ce nu cazi jos? Bă! De ce nu pici? Oh! Aude ce mișcare are lecturii cu uragan. Ia uite. De pican? Ia uite la... Bă, dar se potrivește! Am putea scoate un videoclip la muzică cu mine. Ia uite la... Bă, ce mișcări am și-o uneori. Hai că mai face și runda de căsă pantalon scurt. Dar am părul mare în picioare. Cu carantina asta cine se mai face? Mișto, mi-a plăcut. Asta chiar mi-a plăcut. Hai să vedem pe următoarea. Probabil o să punem, nu, momente amuzante cu Bercea, că pe asta l-am văzut în episodul data trecută. Andy și Bercea în 5 Gang John Cena parodie. Hai să vedem. Să știți că pe asta o să trebuiască să-l dăm încet ca să nu luăm copyright. Între timp, Radu. Ce zisă? La această reacție și probabil Radu pregătește Bercea și Andy în 5 Gang John Cena. Ia, între timp, Radu, ia. Radu pregătește Bercea și Andy în 5 Gang John Cena, dar haide să...
băgame și pula. Ah, ia să vedem. Ia, 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 mamă, mă, ce părare. Ah, nu știu, am ascultat piesa asta. Deci n-am ascultat piesa. Dă-te jos de mașină. Dă-te jos de mașină. Din atins. Oh. Oh, oh. Are hack. Mamă, ce pitic e pain. De ce stilul meu handicapat? Au! Au, de ce stilul meu handicapat dar se potrivește pe orice, sincer, nu înțeleg. Strălucesc? Cât de bun e poza. Bă! Am rămas fără memorie pe cameră. Am pornit un pic mai din spate pentru că s-a oprit camera, s-a pui mea. În fine, hai să vedem. Bum, 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 bum. Ce mișto stă la cu bum, bum, cu Bercea. Ăla chiar a căzut, el care a căzut un videoclip. Un videoclip. Mamă, magnetul. Wow! Ce m-a speriat aici, ești nebun la cap. Hack, 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 zici cam hack, ești nebun. Bă, dar eu zic de toată lumea care hack de obicei. Dar băi, unii chiar au hack, mai ales pe CSGO. Uite-l. Picior. Hacker, era hacker, n-ai ce să, n-ai ce să ziceți, era hacker. Nu mă puteți. Bonus, să ne emoționăm, zic, ia să vedem. Bă, ești de bubuna, e ăla, dar am reacționat la el de mult. Dar gen, reacția nu cred că e la asta. De o arată pe video. Ce vremuri când beam și noi cafeaua afară și nu ne dădeau ăștia amendă. Băga mea și piciorul de să-mi bag. Bă, când nu-mi ieșim din carantina asta, din zora, că nu mai suport. Hai să-mi bag piciorul. Asta e la sentiment, așa, la corazon. Asta de la corazon. Bun. Bun și asta, bun. Bă, da, avem o problemă. O problemă avem. Ăsta au fost toate videoclipurile? Andy se mișcă pe beat. La mulți ani, Bercea. Apoi ăsta nu l-am văzut, ia să vedem. Cu la mulți ani, Bercea. Bă, parcă a fost un beta, sau nu? Am văzut la mulți ani, Andy? Cred că la mulți ani am văzut, nu cred că pe asta. Da, nu mai știu dacă am văzut sau nu pe asta, sau era cu Andy. La mulți ani, Andy. Ia. Ia spune și mie dacă tu ai Facebook, eu am Facebook. Ia spune și mie parola de la Facebook. Iorga. Nu. Nu. Iorga. Nu. Se audă toți? Nu. Bă, ia, bă, scot telefonul, ia. Dacă era cu Nicu, știam. Aoleu. Falou la rândul cu diaconul. Mă băieți, cam atât o să fie cu acest episod de reacție. Radule, mai fă videoclipuri, dar nu cu piese. Nu cu piese. Nici măcar nu știu dacă am luat sau nu copyright pe videoclipul ăsta. Vom vedea după ce îl încarc, sper să nu. Nu uitați, băieți, să apăsați butonul de like dacă vă place. Sper să nu uiți să-i pun canalul lui Radu în descriere de data aceasta. Bine, data trecută mi-am amintit că sunt băiat. Nu mă lovesc aici că el mi s-a umflat asta. Nu uitați de butonul de like, subscribe.
apăsați și clopoțelul dacă vă abonați, pentru că dacă n-apăsați clopoțelul, vă abonați absolut degeaba. Eu sunt Andy și am fost și încă o să fiu și ne vedem data viitoare. Pa, pa!